Bun salutare tuturor, numele meu este Diez și astăzi ne găsim băieți la o nouă serie pe acest canal. După cum probabil va scrie și în titlu, după cum probabil apare și în timeline, facem băieți o carieră de jucător cu Tavi Popescu pentru că voi l-ați ales. Am făcut câteva posturi pe Instagram în care v-am lăsat pe voi să alegeți jucătorul, nu uitați că aveți link în descriere și cred că cât de curând, nu știu, într-o săptămână poate facem un... Uh, voi, cei de pe Instagram, înveți decide cariera, vom vedea, poate face ceva clipuri interesante. Dar totuși ce este surprinzător este că am văzut acolo Octavian Popescu, era cerut, era cerut, Octavian Popescu, era în continuu în cerut, așa că l-am pus uh, cu meze să zic, băi, care e mai bun, Octavian Popescu sau meze? Și normal că l-ați ales pe cel mai bun, adică, Normal, sunt, sunt de voi. Oricum, Vom intra într-o nouă carieră. Da la ați ales pe Tavi Popescu ce acum tot ce mai rămâne de făcut este să nu, că eu știu cum sunt, eu știu cum sunt, să nu salvezi peste cariera cu Fece România. Iar dacă vă întrebați ce se va întâmpla cu cariera cu Fece România, păi absolut nimic. Cariera va continua totul bine, mersi un clip nou în fiecare zi băieți, ori s-ar întâmpla avem un clip nou în fiecare zi undeva în jurul orei 4, depinde cum termin cu editatul, cu randatul. Iar cariera acesta de jucător va fi un mic bonus, va apără, nu undeva ora 10-12 vom vedea. De acum vom posta. Nu o să apară în fiecare zi, vom încerca să facem și experimente și alte lucruri. Reîncerc să postez din nou două clipuri pe zi, am putut când au apărut FIFA, dar acum Dar lăsăm, vom alege un jucător real, este și normal, am trecut acolo pe lângă foarte, foarte multe elici și alegem băi pe Vom începe scurta noastră aventură, foarte, foarte drăguț. Octavian Popescu, jucătorul cu numărul 9. 9 are în acest moment, nu știu dacă îi se potrivește lui numărul 9, dar Vom păstra, oricum băieți și ultima chestie și intrăm direct în cariera cu Octavian, că bă, mă cam lungesc, mă cam lungesc. Unul la mână, follow pe Instagram, doi la mână, cercăm să postăm două clipuri pe zi, deci nu uitați să vă abonați, asta este foarte important. Să susțineți această serie cu un like, de astăzi, de astăzi încerc să pun și un clip nou în fiecare zi pe TikTok, deci un follow și pe TikTok, asta este important, TikTok, Instagram, YouTube, toate cele postăm, ne facem influencer, creștem, mama, 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 mama. Normal ar fi trebuit să dau și un mic intro legat de neba, dar lăsăm, băgăm intro ăla și mica sponsorizare în episodul cu numărul 2. Vedem totuși că în Liga Campionului nu participă nicio echipă din România, ca să ne intereseze, în Europa League nu ne-am uitat la grupe, dar cred că nu apare nicio echipă din România, iar în conferență Liga apare doar CFR Cluj, cu aproape grupa pe care o are. Vom locui aici. Un una dintre echipe, nici nu știu pe ce te adaug pe asta în loc și cred că e mai ok, pentru că are jumătate de astea. Gata, o avem și pe CFR Cluj în Conference League. Întrebarea va fi dacă jucăm pe World Class sau pe Legendary. N-am mai jucat absolut, dar absolut deloc în FIFA 22, nici Pro Clubs, nici Player Career. Ar fi cam greu pe Legendary, dar lăsăm Legendary. Uh, asta este e clar, transferurile ce nu ne interesează și începem băieți frumoasa, frumoasa carieră cu Octavian aveam Popescu după vreo 5 minute, cred că de vorbit și dacă știți noi pe canal, cred că v-am cam enervat. Dar nu este problemă, avem cariera cu feice România. Băi, dacă salvez, deci o să mă oftic rău, deci de să am mare, mare grijă. Vedem aici toate noutățile, trebuie să fim în grațiile lui Gigi cale, trebuie să jucăm foarte mult, sperăm să fie Gigi Becale mândru de noi. Dacă nu uităm la transfer, Mesica, Donnarumma, Ramos, am înțeles cine este în prim plan, am înțeles. Îl vedem foarte puțin și pe Octavianul nostru. Putem să cerem să fim transferați, să fim vânduți, dar vom juca la început, băieți, cum se cade la FCSB, cel puțin Prima jumătate de sezon, suntem în top, vedem că suntem unul din cei mai buni jucători, dar nu știu de ce jucăm băieți cu numărul 9, serios cu numărul 9, da, lăsăm așa. Toate detaliile le avem chiar în acest moment, pe tricou se pare că scrie 8. popescu. din ce cauze? Pentru că sunt doi din popescu la FCSB, deci mereu vom jucat cu 8.popescu numărul 9, România FCSB. Până data nașterii, tot ce trebuie, înălțimea, detaliile, poziția și la chituri cum ne îmbrăcăm. Îi dăm și -o niște papuși mai frumoși dacă tot, hai să nu lăsăm, îi dăm și noi niște nike arată mai bine, parcă altceva, dar nu, aoleo, ce greșeală, a văd numai roșu și cu alb, mai roșu cu alb, roșu cu alb, mai asta mi se dă sau poate să o chior și nu doar asta am sări în ochi. Nu văd nicio pereche de ghete, nu văd nicio pereche de papuși care să conțină uh, roșu și albastru, așa că le vom lăsa pe acestea, de ce nu? Fără mănuși, bă, Octaviane, fără mănuși, înțeleg ce se dacă vrei, te-ați dăm așa de astea, mamă, ce periculos arăți, Octaviane, mamă, 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 mamă. Totuși, ca să fim băieți de treabă, te punem aici ceva la mânuș, ceva așa negru. Dacă tot au avut mănuși negri, îi lăsăm ceva pe acolo cât de cât. Arată mai bine, arată bine, cred că este ok. Nu mai putem schimba nimic la acest superb jucător. Vedem că valorează în acest moment un 3,7 milioane, salariul lui pe săptămână este de 4.100 de euro pe săptămână. Aoleu, deci. Păi ce avem venit pe nu cred că jucăm în niciun turneu amical. Nu, nu jucăm niciun turneu amical în absolut nimic. Păi urmează direct că debutul nostru în Liga 1 din România, dar mai întâi nu, băiți, antrenamentele face ca pe un FIFA Classic. Nici nu mai fost așa antrenamentele, cred că din când? Din 20, din 19, nu mai țin minte. Ca să nu crească chiar foarte, foarte rapid, nu o să fac antrenamentele ca să primească doar de 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 la toate. Mi se pare foarte ok. Crește măcar, cred că puțin la a la ceva trebuie să mai... La defending, e tot ok. Și urmează băieți primul meci. vedem acolo că Gigi Becale, bine, Eduard Iordanescu, Sanchi, Frășală, dar nu, e, pentru noi în sufletul nostru va rămâne Gigi Becale, vedem că acesta este mândru de noi și jucăm din primul 11, jucăm pe poziția de LW în cazul în care eram prea proști măcar, ne spune LW bă băiatule. Vă lupta împotriva unei echipe chiar bune, dar totuși Octavian Popescu, Cheșeru și Cordea, după care mijloc, Budescu, Olaru, Tănase, apărarea Panțăru, Cristian, Paulo, Vinicius, Crețu și Vlad în poartă. Data s-a putut. Începem băieți și vedem că vom juca în deplasare. Hai să dăm un mic skip. Galeria aici arhi plină. Vedem că avem foarte, foarte mulți susținători și Octavian Popescu. Ce intrare a lui Octavian Popescu. Mamă, dar cerinții cam mari. Mamă, mamă, mam, mamă, Trebuie neapărat un asist sau un gol. Trebuie să avem un rating de 8.5. Nu știu cum să vă zic băieți, dar am, am cam -o. totuși intrarea senzațională, mai ales că eram și în training, mi-a plăcut totuși foarte, foarte mult. Hai, începem direct o pasă. Hai, mingea pentru prima oară la Tavi. Ce va face Tavi? Normal că o pasează, calm, nu se grăbește. Una mai departe, hai, joacă -o cu noi, te -o dăm excelent. Dar nu văd cu Olaru, cred că e acolo. Olaru, dacă trece cineva, eu îi pasez. Cheșerule, du-te, cheșerule! Și... Că tot drăgut. 5 minute, nici atât. Octavian Popescu asist. Cel mai probabil a așteptați majoritatea să ne transferăm la un club foarte, foarte mare. Oricum sperăm să nu facem nicio carieră foarte, foarte lungă. Claudiu Chegero cu primul gol în primul meci și Octavian Popescu cu primul asist. Asta este mai important în primul meci și acum mutăm puțin webcam-ul mai jos și nota gigantică pentru noi, ce pot să zic. Totuși vedem că panțurul rămâne foarte, foarte tare în urmă. Intră și noi puțin în apărare, Paolo Veniciu Zeuț și ceva... Cred că s-a lăsat cumva cu offside N-am înțeles nimic. Cei de la Botoșan după ce au primit un gol se pare că joacă totuși foarte, foarte defensiv. Bine acolo, Paulo Viniciu. Să joacă cu noi înapoi, joacă înapoi cu noi. Nu se lasă nouă. Ba da, da, pasă în fată, dar luăm balonul și încercăm de nou. Are un asist la caserul. Aproape de al doilea asist. Octavian Popescu la balon, trimite mâna mai departe, oare ni se o lasă nouă, ni se lasă nouă și Octavian Popescu încearcă acolo finesul, la mare din văța băiatul nostru. Măcar, te încercăm ușor de la distanță, prinde și noi curaj. Jucăm ca ni se lasă nou balonul. Hai, 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 mai departe. Un asist acolo. Poate luăm din nou, îi trimitem lui Cordea. Ce va face Cordea? Oprește cumva și ne-o dă da nouă. Încercăm o semi foarte că am fost din păcate împinși. O cam stat cam mult Cordea. Și noi încercăm o fază frumoasă în schimb. Păcat, dacă primeam pasa cum trebuie... Când trebuie, de fapt, era mai bine. Vedem că nu se întâmplă nici foarte, foarte multe. Poate... O, ce pasă bună aici direct pentru noi, cum trebuie. Cheșerul, sau nu cred că e cheșerul, nu știu care este. O, nu știu ce număr are cheșerul în primul și în primul rând. Prima o pasă greșită, dar și noi am cerut-o. Nota finală este 4.3 după această primă, primă repriză. Oricum apare și acolo jos. 1 la 0, băieți, golul lui Cheșer, te aveam Popescu colo cu 98. E uh, cord, cordea, cordea, parc. Vedem că echipa noastră a avut 4 șuturi, eu a nu am, 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 un singur șut. Continuăm până când ne va schimba domnul antrenor în debutul nostru din Liga 1. Trebuie să coborâm și noi băieți, dar nu foarte, foarte mult. O, oh, apără Vlad! Prima ocazie pe poarta băieților. Hai, eu... Vlad, Vlad, Vlad. Mulțumesc, pac! Nu știu că am pasat, dar am pasat. Vedem, o, oh! ce trecere acolo, să avem grijă, să ajutăm cumva. Ne-au făcut, ne-au făcut, am încercat, am coborât foarte, foarte mult. Ne spune Iordanescu să nu mai stăm acolo, dar totuși luăm balonul, ceea ce este chiar foarte, foarte bine și ne folosim acum și noi toată stamina. Haidea, stăm pe mijloc dacă primul o pas este excelent. Cui pasă în cred că acum lui Budescu, Budescu, Lucheșeru, dar dacă ne-o dădea înapoi nou era mult mai bine. Greșeală de nou, Budescu la balon. Ha, și gata, acesta să-mi o trimit, dar nu este nimic. Hai, un shoot lui Olaru și bară gol. fcsb se, se pare că are 2 la 0. Din păcate, noi nu am contribuit cu absolut nimic la această fază. Vedem camera acolo, GoPro, așa că se vede mai slăbuț, o calitate mai slabă, dar nu este mic Dar Solaru și el, bă, nu o să vă bine să credeți. Primul gol, primul gol din sezon, incredibil. Se pare că s-a făcut aici o mare, o mare schimbare. A intrat Florinelus Comanus în locul jucătorului RW Nu ne-au schimbat pe noi, asta este excelent Aia chiar îi trimitem acum Florinel Se duce acolo Florinel Dacă o joacă înapoi cu noi pentru că nu are cum ar fi perfect Noi încercăm să o trimitem acolo, cred că lui Budescu Ba nu, Budescu este acum Budescu ne-o lasă nouă, dar cu cine o știu? Mamă, ce finuț am fost deposedați ne încercăm băieți și noi să driblăm, să inșim și noi puțin în evidență Primim o pasă în acest moment, hai, poate facem și noi un scor de 3 la 0 Vedem că a intrat acolo Silva, nu știu care e Silva Primim pasă de la Budescu în acest moment. Te-l vedem liber acolo. Nu știu care e fost. Olaru. Olaru ne-o lasă. Olaru cumva. Dar nu, nu ne-o lasă pe placul nostru. Avem puțin până când să ne obișnuim. Pac Florinel comand de la distanță. Și ce ocazie frumoasă. Nota 8.7 pentru noi. Dar oricum dacă nu vedeți de la webcam-ul meu să știți că o vedeți acolo jos. De fapt acum o vedeți în stânga jos. Nota 8.9 se vede clar Hai Octavian Popescu În acest moment Octavian O jucăm simplu Hai ne o lasă nouă Octavian Popescu Nota 10 curat Octavian Popescu Gol în ultima secundă un debut excelent cu un gol și un asist. Este totul foarte bine pentru noi. Scor de neprezentare direct. Nu prea ne-am ținut noi chiar atât de bine poziția, dar antrenorul este extrem, dar extrem de mulțumit de noi. Și ne bucurăm foarte, foarte mult. Noarul echipei, băi, noar, trebuia să marcheze și el un gol. Și bărbos blond este Eduard, chiar nu știa întreaba asta. Se face și o schimbare, este unul dintre apărători, dar... Mă gândeam și eu că apar cumva pe acolo o imagine, pam și o ce pun în timeline, că nu știu ce, că îl prind frumos, am un cadru excelent cu Octavian Popescu, dar ce să vedeți băieți, nicio treabă. Mm. Poate punem un cadru de pe aici, vom vedea. Și vedem nota 10, a jucat 92 de minute, un gol, un asist, două șuturi și rata de doar 25%. Vedem unde am jucat, pe unde am stat pe teren, unde este punctul nostru, dar nu prea am stat pe acolo, sincer să fiu, nu prea am stat deloc. Dar asta este, vedem și noi vreo animație, baba, da, uite, e Diordănescu acolo, uite, bucuros, hai să vedem de care e Vinicius, vine antrenorul să ni Dar vedem pe Octavian Popescu când dă noroc acolo colegii, Florinel, Coma, uite, vedeta, a fost a vedetă. Da, băieți, oricum la povesti, asta este excelent, vedem că a plecat și Florinel, dacă pleca Florinel, că m-am gata, și nu schip, că nu mai contează. Oricum, băieți, o ducem foarte, foarte bine la echipă. Oricum, băieți, după cum am povestit cel puțin prima jumătate de sezonul șcan la FCSB, după care dacă primim ceva oferte interesante, nu știu, poate un gol la să suntem acolo cu Cicăldău și cu Muruțan, vom vedea care va fi situația, vedem un transfer a celor de la Real Madrid, chiar nu aveau jucător lăbă francez, deci bine că dus acolo. Oricum, băieți, sper că vă place mult această carieră, v-am spus, este doar un mic bonus, încercăm să postăm două clipuri pe zi, două clipuri pe zi, care dacă cu FC România va fi cea prioritară. Încercăm, băieți, să postăm cât mai mult content cu FIFA, sper să vă placă, sper să vă abonați cu clopoțelul activat ca să primiți notificare de fiecare dată când voi posta clipurile mele cu FIFA. Cum așa la începutul clipului, nu uitați de ene baterii la 100 reducere dacă folosiți codul DS3 și vă puteți lua FIFA mult, mult mai ieftin. Nu uitați și de Instagram, vă aștept cum follow acolo pentru că oricum facem chestii interesante. Nu uitați de TikTok, încercăm să postăm începând de astăzi. M-am acum m-am motărât începând de astăzi. Bun! încerc să pun clipuri și acolo și nu doar clipuri care apar aici, ci dacă mai deschid un pex sau ceva de genul, îl pun doar pe TikTok, o să vedeți voi care este treaba. Oricum băieți, sper că vă place această serie, sper că vă place munca pe care o pun pe acest canal. Numele meu este urez la toți aveți o zi extraordinară. Vă salut!